Având în vedere condițiile meteo nefavorabile din aceste zile, polițiștii sălășeni recomandă atât conducătorilor auto cât și pietonilor să manifeste atenție și prudență în trafic, respect față de ceilalți participanți la trafic și respectarea regulamentului rutier. Înainte de a porni la drum, este indicat ca șoferii să se intereseze de starea drumurilor și să se asigure că autoturismele echipate cu anvelope de iarnă. Prevederile legale în vigoare interzic circulația autovehiculelor fără ca acestea să fie dotate cu anvelope de iarnă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără a face referire la vreo dată calendaristică. Dacă partea carosabilă este umedă ori acoperită cu polei sau zăpadă, trebuie să circulați cu o viteză care să permită oprirea în siguranță. În condițiile unui trafic aglomerat, precipitațiile sub formă de lapoviță sau ninsoare, precum și vântul puternic, pot determina apariția unor blocaje rutiere temporare. Polițiștii rutieri sălăjeni adresează sălăjenilor câteva recomandări de bază de care orice conducător auto trebuie să țină cont atunci când se urcă la volan. Recomandăm în special conducătorilor de autovehicule să echipeze autovehiculele cu anvelope specifice sezonului rece, astfel încât în cazul circulației pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață, polei, să nu fie implicați în evenimente nedorite. Plus, pentru a evita sancționarea lipsei acestor echipamente. De asemenea, să asigure o vizibilitate bună pe habitaclu prin dezaburire și funcționarea bună a ștergătoarelor de parbriz. Partea de iluminare semnalizare, astfel încât să poată vedea în față la o distanță suficientă, să fie vizibil de către ceilalți conducători de vehicule cu care se intersectează sau care circulă pe drumul public și, bineînțeles, partea care ține de conducătorul de vehicul să aibă o stare corespunzătoare, să nu conducă sub influența băuturilor alcoolice, să nu circule atunci când se simt obosiți sau fără pauze pe timpul deplasărilor pe distanțe mai lungi. Pentru cei care nu schimbă cauciucurile pe timp de iarnă, dacă vorbim de niște amenzi, la ce valoare se ridică acestea? Sancțiunea este la 1300 de lei, plus reținerea certificatului de matriculare. În cazul implicării într-un eveniment rutier, chiar soldați și numai cu avarii, riscă să nu fie despăgubiți de către firmele de asigurări în cazul în care nu sunt echipați cu anvelope de iarnă pe drum carosabil acoperit cu zăpadă. Polițiștii rutieri sunt la datorie pentru prevenirea accidentelor de circulație grave și menținerea unei atitudini prudente în trafic.